Părinte, mă tem de înșelare. Bine faci! Cel care se teme de înșelare nu se înșală, pentru că ia aminte și își spune toate gândurile sale. Nu ascunde nimic și astfel se ajută pe sine. Părinte, ce este predispoziția spre înșelare? Predispoziția spre înșelare este să ai ideea că ești cineva. Și să arăți celorlalți că faci ceva. Să crezi că ai ajuns la măsuri duhovnicești în alte, deoarece faci de pildă o oarecare nevoință, în timp ce alții nu au prins încă sensul vieții duhovnicești, și să te porți cu mândrie. Faptul de a zori cineva pe sine în mod egoist în nevoință, ca să ajungă la măsurile unui sfânt și să-l admire ceilalți, acesta este începutul înșelării altceva este silirea și altceva zorirea. Am spus cuiva, ia minte să nu te înșeli cu tactica ce o urmezi. Nu mergi bine. Eu să mă înșel, îmi spune, eu nici carne nu mănânc. Nu merge să se spovedească, ci își spune păcatele la o icoană. Ești ortodox sau protestant? îl întreb. Unde ai găsit scris aceasta? De ce? îmi spune. Hristos nu mă aude? Auz răspuns. Părinte, nevoința trupească ajută în lupta împotriva patimilor. Dacă se folosește în scopul acesta, ajută Trupul se smerește și carnea se supune Duhului, dar nevoința seacă precinuiește simțăminte false, deoarece cultivă patimile sufletești, umflă mândria, mărește încrederea în sine și duce la înșelare. Atunci unul ca acesta trage concluzii despre sporirea sa duhovnicească din nevoința ce o facem. Eu fac aceea și aceea în timp ce același chiopătează. L-am ajuns pe acel sfânt, l-am întrecut pe celălalt și îi dă la posturi și privegheri. Dar toate se pierd pentru că nu le facem în scopul tăierii patimilor, ci ca să se satisfacă în chip egoist, am cunoscut un monah care făcea nevoință din mândrie și gândul îi spunea că este mare nevoitor. Ajunsese într-un hal fără de hală, nu mânca, nu se spăla deloc și trăia într-o nespusă murdărie. Hainele îi se rupseseră de murdare ce erau. I le-am luat să îi le spăl, dar ce să speli? Putreziseră. Odată mi-a spus, l-am întrecut pe Sfântul Ioan Colibașul. Bre, Sfântul Ioan Colibașul s-a sfințit pentru că nu s-a spălat?" îi spun. După câteva zile a venit din nou și mi-a spus, L-am întrecut pe Cuviosul Maxim ca fsocalevitul." Cum adică l-ai întrecut?" îl întreb. Iată, tot Sfântul Munte l-am înconjurat ca o sfârlează." Bre, Cuviosul Maxim a devenit imaterial și zbura, nu umbla ca tine." După aceea a început să practice pomenirea morții Anapoda și își spunea în gând, acum sunt în iad. Apoi, după puțină vreme, chipurile ca să se smerească, a început să spună, acum sunt diavol, satana, și mă duc să-mi adun ucenici. Și astfel a ajuns la înșelare. Părinte, ați spus că în vremea rugăciunii trebuie să evităm să aducem în mintea noastră Diferite imagini din viața lui Hristos, sau orice fel de imagine. De ce? Pentru ca să nu ne înșele diavolul cu închipuirile. Imaginația este bună, este o putere mare dacă se pune în valoare. Unii oameni pot vedea, de pildă, un peisaj, iar după un an să-și aducă aminte de el exact așa cum este și să-l zugrăvească. Aceasta este o aptitudine pe care Dumnezeu o dă omului dar diavolul o exploatează. Cei care se înșală, orice văd sau citesc și le închipuie cum vor ei, și după aceea, această imagine închipuită o cred realitate. Ca să fie ajutați, au nevoie sărmanii de multă supraveghere, pentru că diavolul mereu îi înșală. De aceea, cel care are o imaginație bogată din fire, trebuie să-și facă probleme atunci când îi se spune că nu gândește bine și să-și pună semne de întrebare gândului său. Am cunoscut o femeie simplă care se ruga mereu și le ruga pe Hristos să îi se arate în această viață, mai ales că nu-l va vedea, precum spunea ea, în cealaltă. Și într-adevăr, Hristos i s-a arătat în timpul împărtășirii în lăuntrul Sfântului Potir ca un prunc cu părul plin de sânge, după care a dispărut și astfel a putut să se împărtășească. După întâmplarea aceasta, diavolul a început să o chinuiască cu gândul că este ceva. Apoi a început să o chinuiască cu închipuirea și îi prezenta mereu filme cinematografice. Când am ieșit odată în lume, am găsit-o într-o casă și am auzit închipuirile ei ce le spunea bărbaților și femeilor care erau adunați acolo. Mult m-am chinuit să o aduc la liman. Singura soluție a fost să-i dau o scuturătură bună înaintea tuturor ca să se facă cunoscute înșelările ei și să se smerească. Toate acestea erau închipuiri de ale ei? Închipuire și înșelare. Părinte, acestea nu le spunea duhovnicului ei? Nu știi cum stau lucrurile. Satana îi înșală cu cele pe care le văd, nu-și fac probleme și nu se gândesc că trebuie să le spună la duhovnic. Diavolul este un mare maestru, înfricoșător. Dacă omul nu-și păzește imaginația sa, ispititorul poate exploata chiar și un fapt simplu, firesc, și îl poate înșela. La mănăstirea Stomiu aprindeam soba iarna atunci când citeam vecernia. Femeile care urcau câteodată la mănăstire observaseră că icoana Maicii Domnului din Catapetea mă făcea crac-crac în vremea vecerniei. Eu nu observasem aceasta. Și își spuneau una celeilalte, în vreme ce călugărul citește vecernia, icoana Maicii Domnului face crac-crac. Când am auzit aceasta, am spus, ia să văd icoana care face crac-crac. Nu pentru că nu cred în semne dumnezeiești, Cred că Maica Domnului se arată și vorbește și o văd cei care au o stare duhovnicească, dar este trebuință de luare aminte. Ce se întâmplase? Icoana era veche și avea trese îngropate. Când ardea focul în sobă, tresa se încălzea și prin dilatare făcea crac-crac. I-am bătut un cui și zgomotul s-a oprit. Apoi le-am întrebat pe femei, Acum mai auziți vreun zgomot?" Nu, mi-au răspuns. Ei, nu mai dați importanță, le-am zis eu. Este trebuință de luarea minte, pentru că, de se va cultiva încet, încet închipuirea, toată viața omului se pierde. Părinte, cum își dă seama cineva dacă un fapt este de la Dumnezeu sau dacă este de la diavolul? Aceasta se vede. Dacă nu este de la Dumnezeu, diavolul îi aduce gânduri de mândrie. Apoi toate cele pe care le face diavolul sunt grosolane. Ajunge la lucruri de hulă. Odată a venit la colibă un înșelat și îndrăcit. I-am spus câteva lucruri și l-am ajutat. Știți ce mi-a răspuns? Pentru prima dată le aud pe acestea. Nici în Evanghelie nu le-am citit. Adică mi-a spus cam așa. Le-ai spus mai bine decât Hristos. Ai înțeles ce face diavolul ca să-ți aducă gând de mândrie? În orice caz, dacă omul nu înțelege că nimic nu poate face cu propria sa putere, ci orice face, le face puterea lui Hristos, chiar și mii de diavol de ar scoate din îndrăciți, tot nimic facem. Cel care nu a simțit o bucurie înaltă, paradisiacă, adică nu are experiențe duhovnicești, dacă nu i-a aminte, ușor se poate înșela. Diavolul este viclean. Gâdilă puțin inima omului și îl face să simtă o plăcere înșelătoare, dându-i impresia că această plăcere este duhovnicească, dumnezeiască. Fură inima și omul crede că merge bine. Nu am simțit tulburare, spune el. Da, dar ceea ce a simțit nu este bucuria cea adevărată, cea duhovnicească. Bucuria duhovnicească este ceva ceresc. Diavolul se poate arăta ca înger sau ca sfânt. Diavolul camuflat în înger sau în sfânt răspândește tulburare, ceea ce are în el, în timp ce adevăratul înger sau sfânt întotdeauna răspândește bucurie paradisiacă și veselie cerească. Omul smerit și curat, chiar și fără experiență de ar fi, îl deosebește pe Îngerul lui Dumnezeu de diavolul care se arată în Înger de Lumină, pentru că are curăție duhovnicească și se înrudește cu Îngerul. În timp ce omul egoist și trupesc este ușor înșelat de diavolul cel viclean. Diavolul care se arată ca Înger de Lumină dispare atunci când omul își aduce un gând smerit. Într-o noapte, la mănăstirea Stomiu, după pavecerniță, rosteam rugăciunea lui Iisus în chilie așezat pe un scăunel. Deodată aud o muzică de instrumente într-o casă pentru străini ce se afla puțin mai departe. M-am mirat. Ce muzică este aceasta ce se aude atât de aproape? M-am întrebat eu. Hramul trecuse. Mă ridic de pe scăunel și merg la fereastră să văd ce se întâmplă afară. Liniște peste tot, atunci am înțeles că a fost de la cel viclean ca să întrerup rugăciunea. M-am întors și mi-am continuat rugăciunea. Deodată o lumină puternică a umplut chilia. Tavanul dispăruse, acoperișul s-a desfăcut și se vedea un stâlp de foc ce ajungea până la cer. În vârful acestui stâlp de foc se vedea chipul unui tânăr blond cu păr lung și barbă care semăna cu Hristos. Deoarece vedeam numai o jumătate a feței lui, m-am ridicat de pe scăunel ca să o văd în întregime. Atunci am auzit o voce în lăuntrul meu, te-ai învrednicit să-l vezi pe Hristos. Dar cine sunt eu nevrednicul ca să mă învrednicesc al vedea pe Hristos? Am spus și mi-am făcut semnul crucii. Îndată lumina și presupusul Hristos au dispărut și am văzut că tavanul se afla la locul lui. Dacă omul nu și are capul său foarte bine încuiat, vicleanul îi poate băga gândul de mândrie și îl poate înșela cu închipuiri și lumini false, care nu suie la cer, ci prăpăstuiesc în haos. De aceea nu trebuie să ceară niciodată lumini sau harisme dumnezeiești sau altele, ci pocăință. Pocăința va aduce smerenia, iar apoi bunul Dumnezeu va da ceea ce este absolut necesar. Atunci când eram la Sinai, la peștera Sfintei Epistemia, Aghiuță a voit să mă servească. Peștera avea 3-4 trepte. În timpul nopților luminate de strălucirea stelelor, mergeam pe la peștere și, ca să cobor, aprindeam o brichetă. Odată, pe când coboram, am vrut să aprind bricheta, dar nu se aprindea. Deodată văd strălucind dintr-o stâncă o lumină ca dintr-un reflector, paf, și s-au luminat toate în jur. N-am nevoie de astfel de lumini, am spus și m-am întors înapoi. Îndată acea lumină a dispărut. Diavolul nu a vrut să luminez cu bricheta ca să coborn. Nu este păcat să se chinuiască, spune el, să-i dau eu lumină. Iată cât de binevoitor este diavolul. Părinte, cum ați înțeles că nu a fost de la Dumnezeu? Ei, aceasta se poate înțelege. În